blocare. Ce s-a întâmplat? Dumneavoastră sunteți șoferul? Da. Și ce s-a întâmplat? Un accident, domnule. N-ați acordat prioritate sau? Da, domnule, nu am acordat prioritate. Eram venisem din rotundă și am vorbit ceva. Trebuie să iau, mă băgat să iau un pic și timpul când eu m-am aplicat, am oprit tramvaiul și s-a întâmplat. Câte persoane aveați în mașină? Cum a pusim? Da, șeful. La podul cu Calvaria. Ce? Nu, că poliția e aici. Gata, am venit și nu sunt. Ia, ce televizor sunteți? Conform primelor informații, conducătorul unui taximetru care circula înspre centrul municipiului Cluj-Napoca nu ar fi acordat prioritate de trecere unui tramvai în coliziune cu acesta. În urma impactului, două persoane, pasageri în autoturism, au fost rănite și transportate la unitatea de primire urgență pentru acordarea îngrijirilor de specialitate. În acest caz, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul și pentru luarea măsurilor care se menționează. Alcool la Batman Officer. Ambii șoferi au procesat cu aparatul de pilotez, rezultatele sunt negative. Thank you.